S-a întâmplat astăzi cu echipa dumneavoastră, n-ați avut nici măcar un șut pe poartă. Din păcate, am avut un meci foarte slab. Eu zic că și terenul a fost un impediment, terenul practic nu se poate pasa. Nu fac ca o scuze la echipa mea, dar la o echipă așa tânără, jucând cu o echipă cu experiență, o echipă care se află pe primul loc, probabil că le-a fost și puțină teamă. Nu știu, chiar nu mi-explic că am pregătit foarte bine jocul, dar victoria este pe deplin meritată. Cum vi se pare Chindia Târgoviște? Am spus-o și în alte rânduri, mi se pare că este cea mai completă echipă, cea mai bună echipă din serie. Dar asta totul ține de ei. Credeți că va promova sau e favorită? În mod cert, acum este favorită. Sunt pe primul loc, am înțeles că Piteșii au luat bătaie la Podar, de s-au distanțat la 6 puncte. Practic a jucat cu toate din față, cu toate echipele din spatele lor. Nu știu și nu cred că mai există vreo echipă care se poate să încurce.